Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața la Mesagerul de Neamț. Este vineri și încercăm să ne ținem de cuvânt, să dăm în continuare premii săptămânale pentru ce se întâmplă în județ și în țară. Săptămâna trecută sper că n-ați uitat de premiu Oglinda Fermecată, pe care l-a câștigat și l-a adjudecat fără contracandidat inspectorul școlar general, care a reușit în câteva zile să demonstreze că a schimbat un inspector doar pentru că nu-i plăcea figura lui. Acum, au fost și alte premii, să nu uităm de usturoiul care nu miroase, acordat șefului PSD Neamț, premiul Sherlock Holmes acordat șefului PNL Neamț. Ei, astăzi o să acordăm 5 premii, premii care, cred eu, sunt meritate întru totul, pentru că oamenii și instituțiile respective sunt, ca să spunem așa, beneficiarele propriilor lor succesuri. Hai să nu mai batem prea mult câmpii și să vedem dacă reușim să dăm primul premiu. Primul premiu este acordat și spun eu că iarăși nu există contracandidat ca instituție locală, ca societate locală care să bată pentru un premiu săptămâna asta decât Apa Serv Piatra Neamț. Apa Serv, compania județeană Apa Serv Piatra Neamț, care teoretic ne dă apă tuturor în cantități industriale, o să încerc, bineînțeles că am uitat să fac legătura cu Bogdan ca să pot să pun și eu imaginile, să vedem dacă reușesc acum. Da, Bogdan, să-mi spui dacă avem posibilitatea să vedem imaginile. Avem posibilitatea, îmi spune Bogdan. Deci, prima imagine este aceasta, sigla și sloganul celor de la Apa Serv, care ne spune că ei sunt în fiecare casă. Fals. Ei sunt cu factura în aproape fiecare casă. Dar premiul nu este pentru asta. Premiul este pentru faptul că cei de la Apa Serv, prin intermediul Unității pentru Implementarea Proiectelor, au cerut să li se mărească contribuția pe care o dă Consiliul Județean pentru salarii în proiectul POIM, care nu mai există. Deci, oamenii aceștia merită cu prisosință premiul Apa Trece, Salariile Rămân. Pentru că, nu-i așa, salariile sunt niște pietre de moară în bugetul Apa Serv. Și atunci Apa Trece, Pietrele Rămân, se transformă în Apa Trece, Salariile Rămân. Merită, băieții aceștia, cât tupeu poți să ai să ceri salarii mai mari pe un proiect decedat. A, nu, că noi mergem și îl facem în altă parte, că noi facem, că noi dregem. Am auzit chestia asta de pe vremea lui Dughir, am trecut prin vremea lui Angheluță și a rămas în istorie vremurile lui Păcală, pentru că nu-i așa, numele s-a transformat de data aceasta într-un adevărat adevăr livrat pietrenilor. Apa Serv a fost, este și va fi o mare păcăleală. Deci, premiul 5, fără contracandidat, Apa Serv, cu premiul Apa Trece, Salariile Babane Rămân. Mergem spre premiul 4. Premiul 4, de data aceasta, este acordat. Nu știm cum să îl dăm. Hai să spunem că îl dăm Ministerului Mediului și reprezentanților guvernului în teritoriu, plus cei de la Agenția de Mediu din Neamț. Premiul se cheamă Aere Împuțite și este acordat cu mare larghețe de către noi, pentru că am aflat
cu stupoare că în județul Neamț, de ceva timp, de prin februarie, nu mai funcționează acele stații care măsoară calitatea aerului din Piatra Neamț și din Roman, iar cea de la Tașca, deci sunt trei de toate, iar cea de la Tașca funcționează într-un singur analizor. Bogdan, poți să arăți cam cum arăta în imagine cerul, atmosfera în zona Apisorelia Săvinești după incendiu unor materiale despre care nici acum nu s-a spus exact că ce conțineau acolo acele deșeuri în butoaiele respective. Dacă aceste stații n-ar fi funcționat, vorba unui coleg, pe timpul lui Ceașcă, da, lui Nicolae Ceaușescu, nu știu de ce, parcă încep să am tot mai mult respect când spun președintele Nicolae Ceaușescu, uitându-mă la ce se întâmplă în zilele noastre. Pe timpul președintele, probabil câțiva oameni ar fi zburat din funcții sau ar fi fost dus să fie judecați. De ce spunem asta? Păi gândiți-vă, suntem în județul Neamț, avem o platformă, cât mai funcționează ea la Săvinești. Avem combinat la Tașca și se măsoară aerul. Avem un război în apropiere. Că unii cu teoria conspirației sau nu, că nu radioactiv, că nu. Dar măcar trebuie să le măsurăm. Iar acest nesimțiți, scuzați cuvântul, acești, ne spun așa, dom'le, nu putem măsura pentru că s-a stricat aerul condiționat în stații. Deci, premiu aere împuțite tuturor celor care răspund pentru asta. L-am sunat pe prefectul județului Neamț după ce am aflat lucrul ăsta. Sperăm să primim un mesaj în timpul emisiunii să ni se spună că s-a reparat aerul condiționat ca să putem să respirăm și noi în județul Neamț ca să nu mai existe atâta flatulențe administrative. Bun. Mergem mai departe să vedem premiul 3. Premiul 3 vine la pachet pentru 3 personaje din administrația județului Neamț. Nu am imagine. Bogdan, ai o imagine cu domnul înlocuitor de drept al domnului Ionel Arsene, domnul Iona Saftei? A, uite că ai o imagine cu domnul Iona Saftei. Haideți să vă spunem de ce dăm premiul ăsta. Domnul Iona Saftei a plecat într-o delegație împreună cu încă 2 consilieri din arcul guvernamental local, oameni cu multă experiență în administrație, domnul Neculai Pușcașu și domnul Miron, Radu Tudorel, Miron îl știam noi, Radu Tudorel, oameni care au plecat într-o vizită oficială într-un loc în care s-a adunat acum toată Europa, vorbesc de țară, dar ei s-au dus nu neapărat în țara respectivă, ci într-o republică autonomă din țara respectivă, s-au dus în Găgăuzia. S-au dus în Găgăuzia, invitați acolo de, haideți să vedem de cine, domnul Asaftei ne spune, încercăm să și mărim un pic imaginea, domnul Asaftei ne spune că a fost invitat în Găgăuzia, deoarece județul Neamț, cât și UTA Găgăuzia, sunt membre în regiunea, euroregiunea Siret-Prud-Nistru. Și s-a dus acolo ca să asiste la o sărbătoare cu cai. O sărbătoare care era în cinstea noului an agricol.
Și acolo domnul Asaftei a plecat cu cei doi consilieri de la PSD, domnul Asaftei fiind de la alt partid, dar fiind cu PSD-ul, și au plecat cei trei cu două mașini pentru că nu s-au sincronizat la program. Bine că măcar s-au sincronizat domnul Pușcașu cu domnul celălalt, Miron Radu, pentru că s-au sincronizat și au mers cu doar două mașini, nu cu trei. Deci s-au dus cu două, nu cu trei. Are Balta Pește, după cum are Găgăuzia, cai. Acum, că în Republica respectivă au fost niște alegeri contestate de lume, că acolo se vorbește despre influențe rusești. Nu mai contează, pentru că la Consiliul Județean Neamț avem consilieri de politică externă adevărați, care întotdeauna au fost în direcția cea bună. Vă dați seama că poate oamenii au anticipat ceva. Lasă, bre, să ne facem noi o relație bună cu ăștia, că ăștia-s prieteni cu Put. Cu prietenii noștri, ceilalți, mai vechi. Pentru că s-au dus acolo, pentru că, să spunem așa, ne-au reprezentat cu cinste, pentru că domnul Pușcașu și cu domnul Radu ne spun că în urma discuțiilor purtate cu această ocazie cu un reprezentant al autorităților locale din Găgăuzia, s-a formulat propunerea înfrățirii unor municipii, orașe, comune cu UAT-uri din județul Neamț și intensificarea relațiilor bilaterale prin organizarea mai multor activități comune. Adică merge, da, un tic nervos. Merge acolo, discuți, pui planuri economice la punct în Găgăuzia. Găgăuzia este, cum spuneam, un stat extrem, adică un stat în stat. Cum și la noi aveam Republica Neamț sau Republica Arsene în România. Așa că e normal să stai și cu Găgăuzia, un stat care, potrivit unor statistici, are moldoveni români, 6.348 de persoane. Cine știe, poate județul Neamț vrea să ajute minoritatea română din Găgăuzia să își păstreze limba, obiceiurile. Și nu știm noi. Dar sunt curios cine s-ar înfrăți cu Comratul sau cu un alt orășel din Găgăuzia. Bun. Și acum trebuie să trecem la premiul 2. Premiul 2 este acordat, stați să ajung la imagine, că nu pot fără imagine să acord acest premiu. Imaginea va fi păstrată. Bogdan, aceasta este imaginea. Te rog să o faci mare. Premiul 2 se acordă domnului Klaus Iohannis, președintele României, și se cheamă, premiul se intitulează O viață minunată. O viață minunată. Priviți acest personaj zâmbitor, acolo cu steaguri în spate, și ale României, printre ele și steagul României. Deci acest personaj zâmbitor care ne conduce de la Cotroceni, bănuiesc, ne conduce și care s-a bucurat enorm, enorm s-a bucurat mai zilele trecute când s-a dus și el la Sibiu și acolo l-au întâmpinat niște profesori aduși din grevă și copii aduși de acasă să-l aplaude pe el și pe președintele Germaniei, veniți într-o vizită. Și acolo domnul președinte n-a scăpat ocazia să asculte un cântec. Un cântec pe care dumneavoastră probabil că îl cunoașteți. El se numește O viață minunată.
Eu o să pun câteva fragmente. Dacă Bogdan mă va putea ajuta cu câteva imagini, bine, dacă nu, nu e problemă. Încercați să vă închipuiți, închideți ochii și vă gândiți ce viață minunată aveți în jur. Ce spitale, ce școli moderne, ce șosele, ce drumuri. Câtă liniște avem, câtă predictibilitate avem la lege și gândiți-vă cât de bine o duce. Nu mai copii, mi-i inocenței. Da, o lume a inocenței. O lume a inocenței care nu poate fi reprezentată mai bine decât de această fotografie a domnului Klaus Iohannis, președintele României. Te rog frumos, pune fotografia, Bogdan, dacă poți. Un om împlinit, un om zâmbitor, plin de forță, care ne transmite un mesaj extraordinar, mesajul acela că dacă vrei în România, poți. Dacă vor alții să te pună președinte, pot. Dacă tu vrei să arăți că mimezi actul de a fi președinte, poți. Domnul Klaus Iohannis merită premiul acesta O lume minunată, pentru că domnia sa a fost cel care a moderat criza din educație. Domnia sa ne-a dat legea România educată. Și, ca să vezi ce se întâmplă, nesimțiți ăștia, nenorociți ăștia de profesori, nu-l înțeleg. Ah, și domnia sa este profesor. Și ăștia nu-l înțeleg. Dom'le, i-a dojenit. Căci sindicatele astea cer întotdeauna foarte mulți bani. Bani mulți. Și profesorii ăștia nu-și dau seama că prea mulți bani strică, trebuie să dai explicații. Ce faci cu ei? Păi, recent domnul președinte ne-a dat o explicație. Cât costă deplasările prezidențiale? Și a spus că asta este explicație care nu trebuie să fie dată. Dacă vreți alte explicații, veniți la mine și vi le dau. Acum, 6 case, 4 case. Dar chiar vreți explicații acum? Bun. Ce spune? Ce a spus domnul Iohannis? Domne, nu se poate, doar profesori ăștia pun în pericol examenele naționale. Așa. Nu-și dau seama ce viață minunată duc în România. Ei și restul românilor. Deci, premiul O viață minunată se acordă domnului Klaus Iohannis. Mai avem un singur premiu și terminăm, că deja e prea mult. Premiul întâi de astăzi, premiul cel mai important, îi se acordă, o să vedeți că nu ghiciți, o să mai punem odată o fotografie, deci cel mai important premiu de astăzi se acordă, te rog frumos, domnului Klaus Iohannis. Premiul se cheamă Ghinion de Neșansă și este acordat pentru întreaga activitate legată de legile educației și de greva din învățământ. Domnul Klaus Iohannis merită acest premiu pentru că, te rog să scoți ca să pot schimba, domnul Bogdan, să pot să mă duc într-o zonă în care pot argumenta acest premiu, pentru că la negocierea cu sindicatele, domnia sa a fost atât plin de morgă aceea de șef și le-a spus, dacă tot protestați, mai fiți așa încrâncenați, puneți puțină muzică veselă la proteste, ca să fie lumea antrenată. Știți, nu e bine să protestezi încruntat cu burta goală și cu contul gol. Puneți un pic de muzică, că știți dumneavoastră cum se spunea, că unii când li-e foame pun muzică. Puneți, bă, și voi niște muzică acolo la proteste. De aceea, domnul Klaus Iohannis merită premiul acesta. Însă, acum lăsând la o parte lucrurile, hai să spunem un pic cu tentă de glumă, amară, să spunem că în acest moment asistăm la un fapt
greu de conceput într-o țară normală. Are loc o grevă. Se poartă negocieri. Se fac oferte. Se răspunde la oferte. Vine guvernul și spune, domne, vă dăm 1.000 de lei. Profesorii, prin sindicate, dar eu vă spun că au fost un fel de consultări între profesori pe grupuri. Și am avut ocazia să văd asemenea lucruri. Sincer, n-am crezut vreodată că breasla profesorilor, nu vorbesc de trădătorii aceia care s-au făcut că fac grevă și șmecherii și în special în zona aceea învățământului pre, știți la ce mă refer, vorbesc de cei care au făcut grevă, toți au zis, domnule, ăștia aș bat joc de noi. Și, deci, am ajuns în situația în care guvernul oferă, profesorii refuză și vine guvernul și spune, bă, ați refuzat, am înțeles. Da, dacă ați refuzat, bă, eu tot vă dau, bă. Eu vă dau, bă, că am zis eu așa că vă dau. Bă, dar am refuzat. Bă, dar eu vă dau. Este un absurd absolut. Numai că ce se întâmplă? Este pentru prima dată, după foarte mult timp, când o grevă a unei categorii sociale care nu era cunoscută ca fiind foarte vehementă, cu niște lideri de sindicat, vorbesc la vârf, care erau obișnuiți să facă jocul puterii, să facă un joc dublu, adică ne facem că facem grevă, ne facem că protestăm și voi vă faceți că ne dați ceva, ne dați ceva, dar în rest vă faceți. Deci o grevă a făcut un lucru, sau a cauzat niște lucruri la care nu ne puteam gândi. În primul rând, a oprit rotativa guvernamentală. Pe termen scurt, lung, nu știm încă. De asemenea, a paralizat planurile politice a 3 partide. Deci le-a paralizat. L-a pus pe domnul președinte într-o situație la care nu se gândea niciodată. Oamenii lui, oamenii care trebuie să ducă România educată în fiecare sat, i-au dat o palmă și i-au spus, ba pe educația ta. Profesorii au demonstrat în acest moment că pot fi o forță și au o armă pe care dacă vor continua să spună că o folosesc, s-ar putea ca lucrurile astea să ducă într-o zonă la care nu ne-am gândit. Nici un pic. Să ducă la un protest masiv, la bulversări sociale, pentru că cei de la guvern vor zice, le-am dat bani, bă, părinților, bă, ce vă luați în gâtul ăștia? Că nu fac, nu dau examenele. Să asistăm la niște bulversări sociale care s-ar putea să cauzeze la niște băieți care acum se cred pe cai mari. Și să vină alții să preia valul de nemulțumiri și să meargă mai departe. Și nu mă gândesc la AUR. Nici la USR. Să vină alții. Ce nu ni s-a spus nouă este că, decât foarte puțin, dacă, nu știu dacă reușesc să salvez această imagine și să o pun și pe desktop, măcar câteva secunde. Deci te rog, Bogdan, dacă poți. Aceasta este, te rog, fă-o mare. Este poza de la negocierile domnului Iohannis cu cei din sindicate. Dacă o să observați, domnul Iohannis a venit la negocieri împreună cu două doamne consilier. Rețineți imaginea asta în memoria dumneavoastră.
Pentru că acum vreau să vă spun cine sunt aceste două doamne. Sau cine n-a venit la negocierea cu domnul Iohannis, n-a fost adus acolo. Păi în primul rând, n-a fost adus consilierul prezidențial pe politici economice și sociale. Numele lui este Cosmin Ștefan Marinescu. Deci dacă vroiai să vii la negociere și să spui, domnule, vin să negociez serios cu voi, sau mă rog, să fiu mediator serios în negocierea dintre voi și guvern, așa ar fi trebuit să fie, veneam cu consilierul meu pe probleme politice, pe probleme economice și sociale. Nu. Domnul Iohannis a venit cu două doamne care n-au treabă cu așa ceva. Una e pe imagine, comunicare publică, doamna Daniela Bârsan. Vă dați seama, ce comunică? Trebuie să fac un comunicat. Domnul președinte și-a exprimat disponibilitatea de a media, de a face și le-a spus profesorilor, bă, aveți grijă cu examenele, în rest, noi, eu vă garantez. Și după aceea, cine a mai venit acolo? Vă așteptați să vină unul care să fie, nu știu, în cunoștință de cauză? A venit consilierul prezidențial pe relațiile cu societatea civilă. Doamna Cătălina Galer. Păi ce treabă are comunicarea publică și societatea civilă la întâlnirea cu liderii de sindicat pe probleme grave? După ce s-a votat legea România Educată. Deci nivelul de reprezentare, ca să vorbim așa, a fost unul extrem de scăzut și mesajul a fost acolo. Bă, eu n-am venit aici să vă spun cum vă pot ajuta. Eu vreau să vă spun că nu prea vă dau nic. Dar o fac cu imagine și am alături de mine societatea civilă pe care dacă apăs un buton, să vedeți voi cum ce de click fac eu acolo și ce Freedom House și ce alte chestii la adresa profesorilor pe care nu înțeleg, care nu înțeleg pe elevi și pe părinți. Bun. Ce nu ni s-a mai spus? Că după ce a izbucnit această grevă în România, știți cum e? Există ambasade. Există tot felul de oameni. Până și aia de la Bruxelles au ambasade la București. N-au numai spioni, au ambasade. Și aia au zis, băi, e o problemă în România. Că ea știu câteodată lucrurile mai bine ca noi. După cum ei ne stăpânesc aproape întreaga economie, zice că avem un fond proprietatea al nostru. Da? Deci ne stăpânesc întreaga economie, ei știu ce se întâmplă în viața reală. Și au trimis informări. Bă, în România e o problemă cu cadrele didactice. E o problemă cu statutul, cu asta. Și în a treia zi de grevă, Comisia Europeană a făcut public un document de lucru. Pentru ce? Pentru raportul de țară pe 2023 pentru România. Și acolo se spune cam așa. Salariile scăzute ale profesorilor din România au redus atractivitatea profesiei și reprezintă unul din factorii care au dus la provocările semnificative cu care se confruntă meseria de cadru didactic, care se confruntă cu provocări semnificative. Salariile au redus atractivitatea și România se confruntă cu cel mai mare val de nemulțumire al profesorilor din ultimii 18 ani. De acolo concluziile sunt evidente. Ai un sistem de învățământ prost, ai profesori prost pregătiți și ai și ce rezultă de pe urma procesului didactic la un nivel scăzut. Și aia din Europa, care nu prea îi doare capul de noi, ei vor forță de muncă, dar o vor calificată, mă, oameni buni. Vor băieți deștepți să vină la ei. Ei vor să fie salarii mici. Bă, dar trebuie să-i învețe pe aia cineva să muncească pentru nemți, pentru italieni, pentru americani, pentru ruși, chinezi, japonezi. Trebuie cineva. Bă, și aia trebuie să fie cât de cât să știe pe ce pun mâna. De asta ăștia sunt îngrijorați. Bă, nu o să-i mai aibă cine să-i învețe și putem importa sudor din Vietnam, zidar din Bangladesh
și cărăuși din Nepal. Dar nu putem să-i pregătim, să-i înlocuim pe profesori în România deocamdată. În fine, premiul acesta ghinion de neșansă se acordă, cum spuneam, președintelui Klaus Iohannis, dar în mare măsură și poporului român care a votat. În final, câteva secunde dintr-un șlagăr care nu prea se mai cântă în România. Lăsăm doar imaginea, domnul Bogdan, da? Nu schimbăm pe... Sau putem schimba până la urmă. Uite că îl măresc eu acum și putem schimba. Te rog să treci și lăsăm doar câteva minute, secunde. Și cine îmi explică, fără scrupule, fără rușine, că răul e de fapt bine? Un sas, un sas, un sas. Și cine nu înțelege că s-ar putea... Ne oprim aici, pentru că asta cu cine nu înțelege e mai delicată. Deci, ghinion de neșansă, oameni buni, numai bine, la revedere!